YouTube, eu sunt Antonie Denis și astăzi am pentru voi alt video. Ei bine, astăzi vreau să ne uităm la ce aplicații folosesc pe telefonul meu cu Android, care momentan este un Samsung Galaxy Note 9. Am făcut un astfel de video și cu aplicațiile de pe iPhone-ul meu, video care se găsește pe undeva pe aici. Și mulți mi a cerut să vă arăt ce aplicații folosesc pe Note 9, așa că acestea sunt aplicațiile pe care eu le folosesc pe Galaxy Note 9-le meu. Nu glumesc, acestea sunt de fapt aplicațiile mele, o să vă arăt imediat ce și cum am pe aici, dar pentru clickbait a trebuit să fac și treaba asta. Ei bine, așa cum v-am zis, momentan este telefonul meu. Dacă vreți să vedeți alte videouri interesante, găsiți linkuri în descriere la videouri interesante la mine pe canal. Am unele videouri destul de faine pe care le-am făcut recent și chiar vi le recomand. Totodată, dacă ați putea să-mi dați un follow pe Instagram sau pe Facebook, aveți linkurile în descriere sau scrise pe ecran. Totodată, înainte să începem, vreau să vă rog, dacă vă plac videoclipurile mele, să vă abonați pentru a nu rata niciun video nou pe care eu îl voi face. Este telefonul meu cu Android, este telefonul care eu consider că în momentul actual oferă cele mai multe feature-uri pe piață la cel mai bun preț. Adică telefonul ăsta nu e nici foarte scump, nici foarte ieftin. Eu l-am luat cu 2400 de lei, ceea ce e absolut superb. Am uh, detaliile despre acest telefon în videoul cu de ce nu merită 10 Și da, îl folosesc, îmi place, are S -Pen. O să fac un video și de revizitat la el, chiar este un telefon care consider că își merită banii, dar astăzi vreau să vă arăt care sunt aplicațiile pe care eu le folosesc pe Android. În partea din față am un widget în care vedeți data, ora, am un alt widget de vreme, care mi arată 1, 2, 3, 4, 5 zile de vreme. Wallpaper-ul nu-mi place și mulți mi-ați comentat la faptul că am wallpaper negru pe telefoane cu OLED, pe telefoane cu așa rezoluție mare, tocmai pentru faptul că este OLED, ecranul ăsta se vede foarte bine unde e negru, are un contrast superb și atunci prefer să nu am wallpaper. Totodată așa mi arată lock screen-ul, deci simplu. Și o displayul display-ul la fel, îl am simplu doar cu ora și cu data. Fără wallpaper, fără nimic, folosesc dark mode pe One UI, deci cât mai negru să fie tot, așa îmi place cum se vede. Și hai să ne uităm la aplicație. Am YouTube-ul pe care petrec prea mult timp în fiecare zi, dar asta e. Play Store, Google Photos, îmi place să-mi țin pozele sincuite între device-urile mele cu iOS și cele cu Android, așa că folosesc Google Photos. Facebook, Instagram, e-mail, WhatsApp, desigur Facebook fanpage-ul meu se găsește în descriere, la fel și Instagram-ul. Sunt un om care vorbește la telefon, așa că aplicația de phone este încă în docul meu. Mesaje, mail, browserul care este Samsung Internetul pe note meu, prefer să folosesc acest browser pe Samsung-uri, și BTP. BTP, am un card la Banca Transilvania, mă lasă să-mi văd soldul, pot să și plătesc cu NFC, cu telefoanele care suportă NFC și asta îmi place foarte, foarte mult. Ok, am avut o mică problemă tehnică, cum că am rămas fără baterie la cameră și a trebuit să schimbăm camera. Hai să continuăm. Asta e prima pagină. Pagina a doua, Uber, Bose Connect, am niște căști QC35 și cu aplicația asta le conectez. Minecraft, nu prea mă joc pe telefon, dar Minecraft mă joc și poate cine știe, poate reînviem canalul de gaming cu Minecraft Pocket Edition, cine știe, mă joc mult, am făcut o casă frumoasă. O chestie care îmi place foarte mult la Samsung, vedeți aici că am două aplicații WhatsApp, am WhatsApp aici și am WhatsApp aici, am două numere de telefon și se întâmplă să-mi bag ambele simuri în acest telefon și atunci mă bucur că pot să folosesc două WhatsApp-uri pe acest telefon. Pe alte telefoane, chiar dacă sunt dual sim, eu n-am văzut așa ceva și asta îmi place foarte mult, Google Maps, Waze, BuySell, ăsta e un folder în care am aplicații de cumpărături, mobile.de, olx.ro, dacă vreți să știți cum să nu luați țeapă pe olx, videoul se găsește undeva acolo, Farfetch, Amazon, Booking.com și Emag, Game Launcher în care am restul jocurilor mele și YouTube Studio cu care vă răspund la comentarii. Ei bine, cam astea sunt aplicațiile pe care le am pe home urile mele. Astea sunt aplicații pe care le folosesc zilnic sau măcar aproape zilnic. De exemplu, Google Maps sau Waze nu le folosesc zilnic, dar dacă aș avea totuși nevoie, ar fi foarte aproape. Cum restul aplicațiilor să vi le arăt așa cât de cât rapid. Mai am niște jocuri. Am o aplicație bună care se numește Adblock for Samsung Internet. Adblocker. Alto, care e un joc, Amazon, Apple Music, pot să pui și pe Android Apple Music, asta îmi place. Restul aplicațiilor lor vedeți și voi. Calendar, cameră, calculator, Christmas, Live wallpaper. aplicații aplicație pe care o folosesc în perioada Crăciunului, îmi place să-mi pun wallpaper cu bradul ăsta. Chrome, Clock, Contacts, WeTransfer, asta e aplicații aplicație pe care trimit poze, Cross Road, Doodle Jam, Dunk It, Dunk Shot. Am avut un zbor destul de lung acum câteva luni și le-am instalat pe un alt telefon, ce le aveam pe vremea aia și când am făcut acum, când am restorit backup-ul, mi-a pus și jocurile înapoi. Emag Eurosport Player, nu mai uit la snooker. Ce mai am pe aici? Lime. În țările în care poți să închiriezi trotinete Lime cu aplicația asta le ei, nici nu-i setată. Lufthansa pentru când zbor cu ei. Mai Orange pentru a vedea câte minute și câți giga de net mai am disponibil. Orange TV Go, pe zic am niște căști de la ei. Ce mai am pe aici? Prime Video. Am făcut un abonament de Prime Video doar ca să mă uit la The Grand Tour. Remote Mouse, poți să folosești telefon pe post de mouse, Ryanair pentru avion, Shazam. Soundcamp, asta e o aplicație foarte faină, dacă vă place GarageBand pe iOS, este echivalentul pe Samsung, trebuie downloadat din Galaxy Store, nu din Play Store, ce are? Aoleo, end of service. Ce, nu mai merge? Nu mai merge. Ok, o ștergem. Speedtest.net, stack, time, hop am vorbit despre aplicațiile astea înainte. Google Wallpaper și o aplicație a lui Google de wallpaper și în ea găsești niște wallpaper destul de faine. Mie îmi place mult aplicația asta, Vam am zis, îmi place să am un wallpaper negru, dar totodată dacă din când în când mai vreau să-mi pun un wallpaper, asta aplicația pe care o folosesc pe Android. WhatsApp Waze, YouTube și YouTube Studio și zeci pentru ringtone-uri. E bine, astea sunt aplicațiile pe care eu le-am pe telefonul meu cu Android. Dacă v-a plăcut acest video, vă rog din nou să vă abonați, să vă uitați și prin alte videouri pe care le-am făcut. Eu sunt Denis, nu uitați să apăsați like, share, subscribe. Ne vedem în videoul următor. La revedere!